Vă salut și bine v-am regăsit și încheiem săptămâna cu acest material. Simt eu că trebuie să fac materialul ăsta ca să explic niște chestii. Exact ca la un documentar, despre ce e vorba, ce se întâmplă. Eu nu sunt preot. Nu sunt nici pastor, nu sunt nici preot, n-am făcut nici teologia. Pur și simplu îmi place să mă implic în subiectele astea despre religie, îl caut pe Dumnezeu. Și am zis să o fac în mod public pentru că, până la urmă, fiecare canal de YouTube, fiecare YouTuber care își folosește platforma să, nu știu, să producă bani, să o facă ca pe un hobby, fiecare YouTuber, ați văzut, travel vloggeri, nu știu, despre sport, fiecare vlog în parte are treaba lui. Treaba cu acest canal este în felul următor. Vreau să ridic mingea la fileu pentru cine vrea să înțeleagă. Dacă sunt pocăiți sau dacă sunt oameni care merg la biserică sau credincioși care au citit Biblia și știu și stăpânesc bine Biblia, trebuie să înțeleagă că eu nu o stăpânesc la fel de bine ca ei. Și aici nu este un concurs care are dreptate, care n-are, cum e mai bine, cum nu e mai bine. Aici pur și simplu eu îmi expun niște teorii pentru că sunt pe drumul ăsta. Încerc să mă pocăiesc sau încerc să merg să-L urmez pe Iisus Hristos. Nu cred că până la urmă asta ar trebui să facă toată lumea. Și o fac în stilul meu, cu ceea ce gândesc. Eu nu stau să scriu pe foaie de hârtie sau să stau să mă gândesc, stai un pic că trebuie să mă umblu la versetul ăsta, stai că mă contrazice Biblia. Nu contează. Așa descoperi pe Dumnezeu. Așa îți dai seama tu singur. Poate câțiva rătăciți or să vadă materialele astea și poate o să-i ajute. De-aia am și filmat prin biserică, de-aia am explicat niște în trecut niște povești și am dat niște exemple acolo. Că poate sunt oameni care nu neapărat atei, deși canalul ăsta este destinat în cea mai mare parte ateilor. Nu mă feresc să spun chestia asta. Eu vreau să-i pescuiesc, vreau să-i prind aici și ce să fac? Când am spus arunc mingea la fileu, vreau să-i le trezesc interesul. Pentru că pe platformele astea de socializare, special YouTube, nu numai că nu se promovează, religia este aproape interzisă pe YouTube. Și sunt foarte puțini care fac chestia asta pentru că știu că dacă vorbești despre politică, religie sau teoria ale conspirației, te tăia craca de sub picioare, nu mai faci nicio vizualizare, nimic. Știi? Și atunci interesul meu nu este să vin și să predic. Pentru că nu asta fac. Eu nu vin să predic, iau Biblia, am citit 2-3 versete, le-am pus acolo ca să mă aflu în treabă. Ca asta aș putea să mă duc să fac la o biserică, să mă duc să mă pocăiesc, să stau ani de zile pe acolo, să merg în fiecare duminică și să... Nu, eu încerc să dau mai departe niște informații. Că le dau eu greșit, că sunt incomplete, cum au scris unii în comentarii, că sunt... nu sunt eu în măsură să fac chestia asta. E ok. E libertatea de exprimare și ca să poți să înțelegi un lucru, trebuie să-l parcurgi, trebuie să-l dezbați, trebuie să te contrezi cu unele persoane, trebuie să cineva să-ți explice. Și eu am anumite întrebări despre religia mea, despre credința mea. Eu cred în Dumnezeu, dar încerc să-mi dau seama de ce unii cred că Dumnezeu, că Iisus Hristos a fost Dumnezeu, alții spun că a fost Fiul lui Dumnezeu, alții spun că a fost doar un profet și așa mai departe. Sunt anumite întrebări pe care ți le pui. Vreau să știu ce se întâmplă cu viața mea, știi, de ce sunt aici, pe pământ. Sunt aici doar ca să muncesc, să fac copii și să... atât? 2-3 distracții, 3-4 băuturi și aia e viața în sine, trebuie să facem ceva sau nu. Și făcând aceste vloguri, îți faci tot felul de prieteni, cunoști oameni. Și la biserica asta în Hull, unde am fost la fel, am cunoscut oameni super, am oameni super deștepți și de la care ai ce să înveți. Dar una este să vorbești cu cuvintele tale la nivelul la care se află aproape toată planeta asta și alta e să vorbești la nivel de pastor. Că dacă ar fi fost chestia asta, n-aș mai fi putut să vorbesc, în primul rând. Dar oamenii ca mine, pardon, care nu sunt interesați de biserică, care nu merg acolo, pastorii, preoții, nu au nicio putere asupra lor. Deci oamenii care deja sunt acaparați, asta este secolul în care trăim, era în care trăim, era tehnologie, fiecare are un aparat în mână, nu se mai duce nimeni la biserică, cel puțin din tineret. Foarte puțin. Eu zic că 2% se mai duc la biserică.
mai or fi câteva la sută acolo care se mai uită pe la vloguri de-astea și foarte bine că există pastori care fac pe YouTube treaba asta, dar majoritatea preoților și pastorilor nu fac. Cred că de la Biserica Ortodoxă, în afară de Calistrat, eu n-am auzit pe altul. Și se pierde cumva relația, pentru că omul, normal, orice puștan, ori stă pe jocuri, pe PlayStation, ori intră pe YouTube și se uită la ceva care să-l facă să râdă, să nu știu ce. Eu asta fac aici. Eu mai arăt ceva din viața mea personală, după în Anglia, mai un antrenament la sală, dar mai vorbim și despre Dumnezeu, de ce că este important. Asta este, momentul de față, asta este puterea mea de înțelegere. Și vorbesc la nivelul ăsta la care toată lumea, ca să înțeleagă ultimul om, ultimul care se uită, atei în special. Pentru că ei au o imagine foarte proastă despre noi și despre Dumnezeu. De unde? Tot din mass media. Și eu tot ce încerc să fac este să, încă o dată, ridic mingea la fileu, ca lumea să înceapă să joace. Dacă nu e nimeni, adică relația dintre oamenii bisericii și oile rătăcite s-a rupt, undeva s-a rupt. Nu mai ajung oamenii ăștia, nu mai ajung la biserică aici. Cum facem noi să ajungă oamenii ăștia la biserică? Asta e ideea. Ăla sunt eu, asta vreau eu să fac. O spun pe față, nu mă feresc. Încerc să-l iau pe ăsta care e ateu sau care nu merge la biserică sau care nu face ceea ce trebuie, să-l trezesc și cumva să-l iau după mine la biserică și o să-l las la voi. Și voi trebuie să faceți mai departe ceea ce trebuie. Că voi aveți, stăpâniți Biblia, voi știți mai bine. Voi puteți să răspundeți mai bine. Eu trezesc prin modul meu de a vorbi și de a mă exprima, de a produce aceste vloguri. Cred eu că asta trebuie să fac, asta cred eu că trebuie să fac. Poate va trebui să mă opresc în viitor, poate va trebui să continui, poate va trebui să mă îmbunătățesc sau să ajung și eu să termin Biblia aia de citit și să o studiez mai bine, să mă botez și toate astea. Până să ajung acolo, cu atât mai bine că lumea o să vadă drumul meu către direcția aia. Deci oamenilor care sunteți mai bine pregătiți și pocăiți și așa. Frații, mesaj pentru voi. Trebuie să mă sprijiniți în chestia asta care o fac. Trebuie să înțelegeți în primul rând de ce fac și cum fac și pentru ce motiv fac și după care să mă sprijiniți. Când voi aveți misiuni sau când vor veni acești oameni la voi, este treaba voastră ce faceți acolo. Treaba mea pe YouTube este să trezesc interes. Sunt oameni care își pun întrebări, dar cine l-a făcut pe Dumnezeu? Dar care e mai bună, Biserica Ortodoxă sau? Dar de ce? Că pocăiții nu știu cum sunt. Dar sunt întrebări la care eu vreau să răspund la mintea umană, la secolul 21, la ceea ce se așteaptă omul, în special prin știință, prin dovezi științifice. Asta încerc eu să fac. Și cei care nu înțelegeți, pentru voi am făcut acest material, iar cei care am văzut că sunt și oameni pocăiți acolo, sunt și oameni pregătiți, vin să completeze. Frate, nu este un concurs aici. Dom'le, pregătește-te mai bine și nu știu cum. Nu e vorba despre asta. Pentru că dacă mă pregătesc prea bine și încep să vorbesc ca un preot și numai din Biblie, lumea fuge. De-aia spun, eu sunt un intermediar, eu sunt între voi și ei. Niciodată nu o să vină la voi. Dacă ar fi să vină, e acolo. Sunt acolo, nu sunt acolo, nu? Dacă nu sunt în biserică, unde sunt acești oameni? Sunt pe YouTube. Acolo sunt eu. Eu asta încerc să fac. Încerc să trezesc interesul. Și dacă omul e cu adevărat interesat, atunci poate va merge la voi. Asta am vrut să spun. Să aveți un weekend frumos și eu mă întorc la muncă acum, ne vedem săptămâna viitoare.